Ministrul Agriculturii Petre Daia a declarat după ce a vizitat monumentul țăranului român de la Zoreni că a lăsat lacrima respectului la tâlpile de sculțe ale țăranului român, promițând că va da bani din salariul său pentru promovarea monumentului. Ministrul Agriculturii Petre Daia a declarat sâmbătă după ce a vizitat monumentul țăranului român de la Zoreni că va sprijini cu salariul său editarea de cărți despre monument, potrivit news.ro. Conform ecopolitic.ro, am trecut printr-un local sensibilității umane și anume am fost la Zoreni. Am lăsat lacrima respectului la picioarele de sculțe sau la tălpile de sculțe ale țăranului român, un impresionant moment al respectului față de făuritorul de hrană al țării, față de lucrătorul de pământ, față de cel care cu mintea, cu mâinile și cu forța zilnică și de care a dispus de-a lungul veremii, a scos din rodul pământului bucatele pe care le-au avut generațiile trecute și ne-a dat posibilitatea să le avem și noi astăzi. În respect față de trecut, am zăbovit la acest monument, a declarat Petre Daia. Acolo am spus-o și trebuie să mă și decontez față de ce am spus acolo și mă voi deconta în următoarele zile că voi da o sumă din banii proprii, din salariul meu, pentru a mai face, a mai edita cărți cu acest obiectiv formidabil, în așa fel încât să fie distribuit în toată țara, acolo unde interesul ne împinge și evident dorința de a ne recunoaște noi pe noi este atât de mare și trebuie să fie mare, a adăugat Daia, relatează ecopolitic.ro.